Bună ziua! Vă spun de la început că această întâlnire aveam de gând, sau întâlnire de genul acesta, să le ținem mult mai târziu, adică în preajma declanșării campaniei adevărate, dar pentru că s-a precipitat viața politică din județul nostru și pentru a clarifica niște incertitudini, pentru a lămuri lucrurile în ceea ce ne privește, am organizat această întâlnire acum, ocazie cu care vă prezentăm în mod oficial candidatul nostru la președinția Consiliului Județean în perspectivă după legislația actuală și candidatul la primăria Piatra Neamț. Bineînțeles că totul se încadrează în programul nostru politico-administrativ al județului și mai multe cred eu că este nimerit să vă spună chiar candidații. Bineînțeles, suntem alături și alături de mine sunt și cei mai grozavi primari ai noștri, consilierii județeni, secretarul județean și în primul rând domnul deputat Moisii, care a circulat cu viteză la limita legalității ca să ajungă la timp de la București. Cred că este cel mai nimerit și respectoasă atitudine să-i dăm cuvântul doamnei Simionică, candidatul la primăria Piatra Neamț și președintele interimar al organizației Piatra Neamț. Vă mulțumesc! Bună dimineața, vă spun și eu. Doar câteva argumente în ceea ce înseamnă hotărârea pe care am luat-o de a mă înscrie în rândurile membrilor de partid UNPR. Consider că, din punct de vedere al crezului meu, din punct de vedere al formațiunii în care am activat până în momentul de față, este cea mai potrivită alegere. Sper ca această construcție nouă politică pe care o încep să aducă un plus valoare pentru UNPR, să aducă multe satisfacții pentru membrii de partid UNPR și mai ales să fie și rezultate pe linie politică, dar de ce nu și pe linie administrativă. Sunt un om care militez pentru dialog, sunt un om care, prin construcție, am o oarește tentă naționalistă, progresistă și sper că împreună cu noua familie politică la care am aderat să avem rezultate pe măsură în Piatra Neamț și atât cât se poate și în județul Neamț. Vă mulțumesc! Bună ziua, vă spun și eu. Sunt onorat să fiu desemnat din partea Uniunii Naționale pentru Progresul României, filiala județului Neamț, ca și candidat la Consiliul Județean, așa cum spunea și domnul senator. Știți foarte bine că președintele Consiliului Județean, după noua legislație, se alege din rândul consilierilor. Mă bucur și de faptul că astăzi doamna Simionică a făcut publică intenția domniei sale de a candida la primăria Piatra Neamț. Cu siguranță, în zilele următoare, vom fi în măsură să venim în fața dumneavoastră și cu ceilalți candidați pentru orașe, municipii și comunele din județul Neamț. Îmi doresc ca pe viitor să formăm o echipă cât mai unită. Nu o să ne lăsăm, știu eu, călcați în picioare așa cum au vrut unii, cum și-au dorit. Faptul că astăzi mulți dintre oamenii noștri de la UNPR au fost efectiv furați de către marile partide, asta denotă faptul că există o penurie de candidați, probabil cum nu a fost în cei 26 de ani, dar cei care au avut de plecat și au considerat că, sau mă rog, s-au lăsat duși
în eroare de promisiunile deșarte și populiste de către celelalte partide, să le fie cu noroc, le dorim mult succes. Noi în continuare o să luptăm și lucrăm ca în fiecare organizație să obținem, sau în fiecare comună, candidații noștri să obțină un scor cât mai bun. În calitate de candidat la Consiliul Județean, îmi doresc să pot pe viitor, dacă va fi această oportunitate, să continui mare parte din proiectele pe care împreună cu echipa de specialiști din cadrul Consiliului Județean, aflați parte din ei și în subordinea mea, să continuăm proiecte de anvergură pentru județul Neamț. S-au lansat măsuri importante, măsuri ce vizează anumite finanțări pe infrastructură și nu numai. Sunt lucruri pe care vi le vom prezenta într-o conferință ulterioară, atât strategia de campanie și ceea ce ne dorim pe viitor pentru Consiliul Județean Neamț, dar și pentru, în special pentru primăria Piatra Neamț și în mare parte pentru ceilalți candidați ai noștri. Vă mulțumesc, dacă aveți întrebări. Dacă permiteți, cu bine cuvești noi, domnul deputat Moisii, și îl rugăm să ne le împărtășească. Bună ziua, vă spun și eu. Bine ne revedem. Noutăți sunt cunoscute de dumneavoastră. Noutățile sunt foarte frecvent prezentate în mass media. Eu, un lucru la care am ținut să ajung aici, un mesaj al meu către cei doi candidați, atât pentru doamna Simeonică, pentru care am respect deosebit, și pentru domnul Vasiliu, recomandarea mea este, așa cum am procedat în campaniile anterioare, să dăm dovadă de înțelegere. Competiția este competiție, dar să nu umblăm cu, știu eu, jigniri față de ceilalți contracandidați, față de celelalte partide. Este cunoscut faptul că în toate partidele sunt probleme deosebite. Aceste alegeri în acest an sunt total atipice comparativ cu alegerile anterioare și noi, cei care facem parte din UNPR, cu toții am hotărât să dovedim seriozitate, pragmatism, înțelegere chiar și cu adversarii, acolo unde se poate, și să nu dăm naștere la discuții, la jigniri reciproce, că nu ne face bine și nici nu ne aparține, să zicem, nouă românilor. Eu mă bucur încă o dată că un pol de candidați vin din zona Roznovului. Eu târziu am aflat că doamna Simeonică este tot din zonă. Bine ați venit la noi și vă doresc din tot sufletul succes la alegerile care vor vin îndată. La fel domnului Vasiliu, și sperăm pe 6 să ne întâlnim mulțumiți în limitele în care vom munci, fiindcă va trebui cu adevărat să muncim în campania asta cu toții, de la cel mai mic până la cel cu funcția mai mare la nivel de județ. Vă mulțumesc! Dacă sunt lucruri de clarificat, cu dragă inimă vă stăm la dispoziție, împreună cu ceilalți colegi pe care am dorit să-i menajăm astăzi, pentru că vor avea lansarea proprie, care dorim să fie un pic mai spectaculoasă, dar nu festivistă, realistă, și revin, vă stăm la dispoziție dacă există. Ați menajat pe domnul Ciprian și Apan? Cred că s-a menajat singur. Acum revin la considerarea să mai este membru al UNPR? Sau la vreo decizie, urmează să luați vreo decizie concretă în cazul Ciprian și Apan? Deci nu vă putem ascunde. Biroul județean, aproape în unanimitate, 24 de persoane din 26 cu două abțineri au hotărât să le retragem sprijinul politic unor consilieri județeni. Am îndeplinit toate procedurile, adică propunerea a pornit de la organizațiile de bază, au fost promovate la biroul județean, biroul județean a acționat în
conformitate cu statutul și cu legea partidelor politice, este trimisă la București propunerea și argumentarea. La ce faceți referire? Ați spus în afara domnului Șerban. În afara domnului Șerban mai avem încă 4 consilieri județeni, domnul Sandu Costică, domnul Pavel Gabriel, domnul Ailincăi Teodor și domnul Iftode. Din păcate, n-am dorit să facem acest lucru, este nefiresc la sfârșit de mandat să nu își încheie un mandat întreg, mai ales pentru unii pentru care este important acest mandat într-o eventuală schimbare de legislație, dar în fața evidențelor nu putem să reacționăm altfel, adică este evident și în urma discuțiilor pe care ne-am purtat, poartă activități politice, desfășoară activități politice în favoarea altor partide și în defavoarea noastră. Altul decât PSD, adică sau doar PSD? Nu. Și în favoarea și altora. Nu doar PSD, nu. Unii sunt chiar vecini acum cu dumneavoastră, alții sunt vecini cu cei vecinii ne sunt peste drum, adică... Exact, cine în control? Păi și dumneavoastră știți mai bine, și de la dumneavoastră am aflat de activitățile lor, știți mai bine. În același timp nu vă ascund că au venit organizații întregi la noi de la alte partide, de la toate partidele pe care le-am enumerat prin așa evaziv, organizații întregi ne-au venit fără a face nici cel mai mic gest de a-i atrage sau nici nu să pune problema de presiune. Și au venit oameni chiar valoroși. Exemplificați ce organizații? Organizația Giro, Păstrăveni, Făurei. Păstrăveni de unde stați? A cui? Vinovați de la cine? De la PSD? Deci, organizațiile reunite, PSD, ALDE, chiar și o parte din PNL, dar candidatul care era înainte nominalizat pentru cel mai tare partid. Deci astea 3 organizații, da? De la Comun. Da. Mai sunt și altele. Probabil, noi, sincer ca să vă spunem, deci fără nici... Și noi ușor suntem surprinși pentru că după o serie de plecări chiar ne regăsim mai puternici. S-ar părea că a fost piedică în calea venirii altor oameni, membri foarte puternici, importanți și chiar suntem mult mai puternici în sensul propriu al cuvântului și fără o falsă ipocrizie în acest moment. Dacă se stabilește la nivel național în următoarea perioadă, ca un UNPR-ul să meargă pe urmă cu PSD-ul? În primul rând, nu poate fi această eventualitate nici teoretic. Dar, hai să spunem că ar exista o șansă. Noi nu compromitem o construcție gata făcută și vă spun sincer, sunt foarte mulți oameni care și-au pus, nădejdea și au acordat întreaga încredere construcției noastre, adică au șansa să candideze în mod corect și cinstit, fără să le ceară nimeni nimic, deci atenție, nicio contribuție, cum am auzit că se mai practică, sub motiv de sondaj sau sub alte motive, o să aprofundăm discuția dacă doriți, nici să le impunem pe liste oameni, nici altceva decât să le acordăm sprijinul în cadrul legii și să îi sprijinim logistic și tot ceea ce depinde de noi. În rest, au libertatea totală să-și stabilească prioritățile. Păi vă puteam să exista nici un caz de să-l impune o astfel de uniune forțată în ultima secundă
Să nu plece toți candidații sau majoritatea pe la alte partide, pentru că ei chiar vor să candideze, nu să fie la remorca PSD-ului sau PSD-ului. Categoric așa va fi. Adică ar fi colapsul total. Doamna Simonet, ați venit singură? Adeziunea este individuală, nu este de grup. Da, odată cu această hotărâre pe care am luat-o eu, mai sunt câțiva colegi din PSD, începând cu doamna Silvia Baidan, colega de crez a mea și prietena mea. Ușile partidului sunt deschise, cine nu se mai regăsește în orice alt partid, eu lansez invitația de a face echipă împreună. Domnul președinte, da. Dumneavoastră m-ați obligat să recunosc că avem vulnerabilități în zona romanului, v-am citat. Deci am recunoscut, în acest moment vreau să vă spun că mai avem foarte mici și puține vulnerabilități, avem un candidat solid, serios la primărie, la roman, o să-i facem prezentarea, dar pot să-i spun numele, domnul Victor Barcan, are o echipă foarte serioasă, au lansat și un ziar, are calificări diverse, studii, mai multe licențe, au și lansat deja un ziar propriu, Progresistul Nemțean, urmează să-l preluăm, a acoperit o parte din găurile vulnerabilități, a spus dumneavoastră, din zona romanului și chiar de seară, după amiază, mergem să ne întâlnim, este în program o întâlnire cu cei de pe zonă și vulnerabilitățile s-au redus. Dar el este trecut de la ALDE. Da, a fost președinte la ALDE, s-ar părea că atitudinea de acolo n-a fost constructivă, ne-a căutat, am purtat discuții și suntem bucuroși și onorați să avem un om de calitate care, sincer, vă spun din nou, folosesc termenul ăsta, nu-i politic, dar vi-l spun, sincer, ne pune câteodată cu un pas în urma lui, adică merge într-un ritm foarte accelerat. Așa este, o perioadă a renunțat la activitatea politică din motivele pentru care au făcut mulți și bănuiți și dumneavoastră, dezamăgit de viața și de realitatea politică, a considerat că trebuie să revină după câțiva ani, s-a înscris într-un partid care cânta bine din coadă, a purtat denumirea unui partid european, unei grupări europene, dar dezamăgirea a fost din nou mare. Și după declarația dânsului, este și el bucuros că se regăsește într-o echipă corectă față de el și față de ceilalți. Vă le bucuros să vă întreb acum, atunci dumneavoastră, dar fiind mișcarea asta brownianul care are loc în partide, cât se spate dumneavoastră vor mai fi și o peste 3 săptămâni când suntem în listin. Să vă întreb domnul Vasiliu, dacă este adevărat că a fost în negocieri cu PSD și de ce s-au înmormărit negocieri? Eu vă las să vă lămuriți. Depinde la ce negocieri vă referiți. Dumneavoastră cu PSD. În calitatea mea personală. În această perioadă de mercat, aș putea spune, ca să folosesc un termen fotbalistic, nu numai eu, ci și foarte mulți colegi, am fost invitați să ne alăturăm altor partide politice. Însă, personal, pentru faptul că am pornit această construcție acum 6 ani, pe 1 mai se împlinesc 6 ani de când a luat ființă acest partid. Sunt om de construcție, sunt om de echipă, nu părăsesc echipa la greu și am preferat să rămân alături de oamenii care au crezut în această formațiune politică și, de fapt, lăsând la o parte puțin doctrinele și sintagmele oficiale, să știți că noi aici suntem ca într-o mică familie
Și m-a bucurat faptul că oamenii cu care am plecat la drum au spus nu în fața foarte multe oferte, diverse oferte aș putea spune, deci nu numai ca poziție, poate și financiare, dar cred că un partid terțiar aș îndrăzni să-l numesc, UNPR-ul, pentru că vis-a-vis de cele două blocuri mari, PSD și PNL, în acest sens vorbesc de un partid terțiar, poate să facă o surpriză deosebită și poate să conteze mai mult decât își pot închipui liderii celor două mari blocuri politice din județul Neamț. Ce vă oferea PSD-ul? Bine, nu o să devoalez aceste lucruri, pentru că cred că există o limită, indiferent că suntem în alte partide, totuși, eu am respect față de toți competitorii, sunt om care am făcut sport foarte mult timp și am învățat că trebuie să existe un fair play, sper așa cum spunea și domnul senator Bumbu, ca și ceilalți competitori, adversari, dar nu dușmani, sub nicio formă. Pentru că atunci când politica se face cu prea multă înverșunare și se ajunge la ură, la pismă, la lovituri către membrii ai familiei unor candidați, ceea ce este absolut jenant, nu cred că mai putem vorbi despre o competiție corectă și onestă față de cetățeni, la urma urmei, pentru că cetățenii, nu numai a județului Neamț, cred că s-au săturat. Și eu, la rândul meu, ca și dumneavoastră, sunt votant. Și să știți că de multe ori mă dezbrac de haina politică și încerc să fac o analiză pertinentă a ceea ce înseamnă piața politică, în special din județul Neamț. Și mi-aș dori să văd candidați care să se bată în proiecte, în soluții pentru promisiunile pe care le fac, pentru că e foarte ușor să spui că faci aeroport la Piatra Neamț, dar trebuie să ai și o soluție viabilă. De aceea mi-aș dori să văd soluții deștepte, cu sursă de finanțare în spate, pentru ca să fim și să fie toți candidații credibili. La urma urmei, nu o să poată să conducă nici județul și nici orașul Piatra Neamț un singur partid sau un singur candidat sau viitor primar. Acolo trebuie să fie o echipă. Și după 6 iunie, eu cred că toate forțele politice trebuie să-și dea mâna în ideea în care 4 ani de zile va trebui să conlucreze în spiritul bun pentru cetățeanul județului Neamț, indiferent de unde sunt. Poate par vorbe populiste, dar lucrul ăsta îl clamăm de 26 de ani. Ați văzut și dumneavoastră ce mandat 2012-2016, cât de zbuciumat a fost, cu 3 președinți de Consiliu, 7 vicepreședinți, multiple schimbări în ceea ce înseamnă apartenența politică a consilierilor județeni, dar tot acest, aș îndrăzni să-i spun, haos, nu a dus decât la o diminuare a eficienței aparatului legislativ și sigur că acest lucru se resimte din ce în ce mai mult. Dacă luați anuarul statistic și economic și demografic, o să vedeți că județul Neamț și în special orașul Piatra Neamț nu stă cel mai bine poziționat și nu cred că a ajuns la nivelul la care ne-am fi dorit cu toții, pentru că, la urma urmei, repet, suntem cetățeni, avem familie, avem copii și ne-am dorit ca să avem un trai mai bun din toate punctele de vedere, și în județ, dar și în municipiul Piatra Neamț. Singura repercusiune ar fi pentru consilierii județeni excluderea din partid, aduce cu sine și pierderea calității de consilier județean. Dar nu cred că pentru două luni de zile că nu mai ești consilier județean, nu aici am vrut să ajungem, ci faptul că atâta timp cât te duci la ședințele altui partid, atâta timp cât faci organizare, cât pui umărul la consolidarea altei echipe în afară de echipa în care tu astăzi ești consilier județean sau local sau primar sau viceprimar, nu cred că este onest și fair play. Normal este să vii, să spui, să strângi mâna colegilor, până aici mi-a fost drumul, am ales ce cred eu că este mai bine pentru mine, de onoare, demisia de onoare, și cred că nu s-a ajunge aici. Dar în momentul în care, din păcate, aceste decizii au fost luate și nu s-au întâmplat aceste demisii, în urma discuțiilor pe care toți colegii mei din biroul politic permanent județean le-au purtat cu toți cei 10 consilieri județeni și în urma ședinței biroului permanent politic, s-au luat aceste decizii, pentru că
este corect și onest să știm exact cu ce oameni plecăm la bătaie, ca să spun așa. Da, aș avea și eu o întrebare. Vă rog. Tot am mintit de negociere. Spuneți-ne, domnul care a fost ultima negociere care s-a lăsat urmări cu PSD-ul pentru județ? Dacă a existat vreo. Sau cu PNL. Dar cu urmări clare, vizibile. Nu știu, dacă dintre colegii mei, eu personal, în afară de discuțiile pe care le-am avut, nu numai cu PSD-ul, ci și cu alte partide politice, așa cum nu numai eu, ci și alți colegii ai mei au fost contactați. Discuții la nivel de partid, nu la nivel individual. Cu urmări pentru județul meu. Domnul președinte, vă poate da mai multe amănunte. Deci noi am fost parteneri într-o coaliție. Noi am fost corecți și loiali, atât la nivel central, cât și la nivel de județ. Ce a reprezentat acest lucru și această, hai să spunem, negocieri sau cum a spus dumneavoastră, a avut ca efect o stabilitate. Dar această stabilitate nu trebuie, am considerat noi, nu trebuie formată de genul acesta. Vine cineva, partenerul nostru, colegul nostru și chiar în condiții de egalitate în ceea ce privește numărul de consilieri, să vină să ne comunice o anumită intenție, iar noi, partenerii, ne supunem acestei dorințe. Iar în momentul când ai o opinie diferită, să se spune că nu ești loial. Deci, noi prin negocierile care le-am avut, nu negocieri, prin discuțiile care le-am avut, n-am făcut decât să respectăm pactul stabilit pe nivel național și o anumită stabilitate pe care ați văzut-o și dumneavoastră că este formată de un an și ceva. Dar în momentul când derapează, considerăm că nu trebuie să ne băgăm în lucruri care sunt la limita corectitudinii, să nu spun altcumva, în ceea ce privește, de exemplu, schimbarea managerului la spital, schimbarea echipei manageriale de la APASER fără o analiză corectă și cu expertiză făcută această analiză sau alte intenții și alte măsuri de genul ăsta. Întrebarea era care a fost ultima negociere cu PSD-ul care a produs efecte pentru județ. Deci, negociere nu a fost decât respectarea pactului, iar efectul a fost stabilitatea județului și mersul înainte a proiectelor depuse. Deci, altă negociere nu a existat. Eu, personal, n-am avut nici o negociere cu nimeni de genul ăsta. E posibil ca, nu știu ce, în locurile celor cinci consilieri excluși, să vină de la altă parte. Deci, aveți un calcul făcut câți veți pierde, câte locuri veți pierde în consiliere? Chiar am urmărit acest aspect, dar nu ca țintă. Desigur că vor veni de la alte partide și de la noi, dar de la alte partide. Oficial, dacă se finalizează această acțiune, se va schimba configurația politică a reprezentării partidelor, deci este clar. Dar vă spunem încă o dată, a fost o problemă de principiu și vă rog să rețineți că biroul județean, în urma propunerii birourilor locale de la trei comune, de la trei localități, deci Piatra Neamț, Tarcău și Bicaz, s-a votat aproape în unanimitate. Deci este o problemă de principiu. Mai ales că purtasem niște discuții, zic eu, cât se poate de bărbătești. Doamna Sfântă, unde v-am poziționat dumneavoastră din punctul ăsta de vedere în această campanie în care ați intrat mai târziu și care credeți că este candidatul cu care vă aflați într-un duel direct? Eu cred că trebuie să declanșez o bătălie de comunicare cu alegătorul. Să vin cu un program realist față de situația concretă și față de necesitățile municipiului Piatra Neamț, să reușesc să găsesc argumente în ceea ce înseamnă posibilitățile de realizare a unui astfel de program
dar mai ales să deschid ușa pentru comunicare și dialog, atât în ceea ce înseamnă echipa UNPR-ului, cât și în ceea ce înseamnă nevoile actuale ale cetățenilor din Piatra Neamț. Pentru că tot ați spus cu o întrebare și v-am văzut că n-ați fost mulțumit, vreau să vă dau un exemplu de negociere individuală. Ați întrebat cu cât, cum l-a stimulat sau ce a propus domnului vicepreședinte. Am, am văzut că eu pot să vă spun că s-au purtat astfel de discuții individuale atât la București cât și la nivel de județ și au ajuns unele propuneri, ca să vă dau un element spectaculos, de a fi parlamentar pe viață. Acum, eu personal, fiind cam bolnav, nu pot miza prea mult pe treaba asta, dar nici pe viața publică a celor care au făcut propunerea, pentru că mesajele sunt, trebuie descriptate de la beciul domnesc și probabil că unii din cei care au aruncat propunerea și tentația vor fi nevoiți să fie garanți de acolo și atunci ne-am abținut. Tot un coleg de-a dumneavoastră a spus de acea mișcare browniană. Nu vă spun o cifră, pentru că și noi ne trezim. Astăzi ne-au venit două organizații, dar ne așteptăm până de seară, stăm cu telefon deschis, să vedem dacă pleacă cineva. Dar vă pot spune că peste 70 de localități le avem acoperite, nu numai candidat la primar, consilier, și lista pentru consilieri județeni, ci depuse și candidaturile pentru biroul electoral local, lucru pe care alte partide l-au aflat când noi depuneam deja. De cine este desemnat la noi la B și la D? Este domnul, la biroul județean, este domnul avocat Mihai Sava, care a fost una din un avocat strălucit și a fost una din variantele noastre pentru candidatura la Piatra Neamț, alături de alte candidaturi, zic eu, serioase și realiste. Până acum, nu până de seara, am pierdut un primar pe cei care au văzut în ultimul primar de TV? Oficial, nu. Deci, oficial... Oficial ne merge bine. În general ne merge bine. Neoficial? Deci, trebuie să mai recunoaștem o treabă. O parte au venit într-o anumită conjunctură. Deci nici nu puteam să avem pretenții asupra lor. Din primarii noștri care au ieșit la alegeri, sperăm să nu, care au fost pe lista noastră sau pe lista apelului, să nu pierdem niciunul. Dar, din totalul de 10 primari, categoric nu vom intra cu toți în campanie. Dar de-abia așteptau alții, stăteau în stand-by să li se deschidă pârtia.